Președintele Comisiei Europene, Charles Michel, le-a cerut liderilor din blocul comunitar să avanseze cu discuțiile privind folosirea celor 300 de miliarde de euro reprezentând activele confiscate ale băncii centrale a Rusiei pentru reconstrucția Ucrainei. Pe de altă parte, Moscova avertizează că livrarea de arme ofensive pentru Kiev va duce la o catastrofă globală. Salutare dragii mei, și bine ați la un nou material. Se pare că Rusia vine cu noi amenințări despre situația războiului din Ucraina. Hai să analizăm cu exactitate ceea ce se întâmplă și de ce acest lucru și livrările continue de arme ar putea duce la o escaladare într-un război mondial. Să trecem la material. Michel a spus că vrea să analizeze ideea de a administra activele confiscate ale băncii centrale a Rusiei pentru a genera profituri care ar putea fi apoi folosite pentru eforturi de reconstrucție, a precizat cotidianul. Este o chestiune de justiție și dreptate și trebuie făcut în acord cu principiile de drept, a precizat președintele Consiliului European în interviu. Uniunea Europeană a blocat în noiembrie rezerve ale băncii centrale a Rusiei în valoare de 300 de miliarde de euro pentru a sancționa Moscova din cauza invaziei din Ucraina. Livrarea de arme ofensive către regimul de la Kiev a duce la o catastrofă globală, a scris via Volodin, președintele Dumei de Stat, pe canalul său de Telegram. Vrodin a spus că livrarea de arme va duce la represalii din partea Rusiei care va folosi arme mai puternice. Declarațiile sale vin după ce partenerii NATO s-au întâlnit vineri la baza aeriană Ramstein din Germania pentru a discuta despre un ajutor militar mai semnificativ pentru Ucraina, Volodin a cerut parlamentelor europene să realizeze responsabilitatea lor față de umanitate. Deciziile luate de Bruxelles și Washington duc lumea către un război teribil, a spus acesta. Mihailo Podaliak, un consilier al administrației prezidențiale a Ucrainei, a spus că comentariile lui Volodin sunt inadecvate. Serviciul de informații externe al Rusiei a acuzat luni Ucraina că depozitează arme furnizate de Occident la centralele sale nucleare, care precizează că nu poate verifica afirmația și că Moscova nu a furnizat dovezi. Severe susține într-un comunicat că lansatoarele de rachete HIMARS, sistemele de apărare antiaeriană și muniții de artilerie furnizate de stat între Americii au fost transferate la centrala nucleară Rivne din nord-vestul Ucrainei. Forțele armate ucrainene depozitează arme și muniție furnizate de Occident pe teritoriul centralelor nucleare, se precizează în comunicat care adaugă că un transport de arme spre centrala nucleară Rivne a avut loc în ultima săptămână din decembrie. Centrale nucleare ale Ucrainei sunt în cadrul atenției de la începutul conflictului. Forțele ruse au ocupat fosta centrală nucleară de la Cernobîl mai puțin de 48 de ore după invazia trupelor și au capturat de asemenea centrala nucleară Zaporozhe, cea mai mare din Europa la începutul războiului. Chievul și Moscova s-au acuzat reciproc de bombardarea centralei nucleare Zaporozhe, iar Ucraina susține că Rusia folosește acest complex ca un depozit de arme. Agenția Internațională pentru Energie Atomică și-a exprimat îngrijorări grave legătură cu atacurile din apropierea centralei atrăgând atenția asupra unui dezastru atomic. Ucrainienii au respins atacurile rușilor în Zaporoji. Armata Chievului apără frontul estic în așteptarea ajutoarelor militare din partea Occidentului care să-i permită lansarea proprii ofensive. Într-un mesaj adresat de Ziua Unității, președintele Volodimir Zelenski și-a exprimat încrederea că țara sa va câștiga războiul. Vom câștiga împreună și întreaga Ucraina va auzi sunetele victoriei, a declarat Zelenski. Premierul polonez Mateusz Morawiecki a numit duminică drept inacceptabil refuzul Berlinului de a furniza tancuri grele Leopard Chievului care le reclamă insistent într-un moment în care rușii sunt în ofensivă și ministrii de externe Letonia, Lituania și Estonia au făcut un apel comun către Germania în sprijinul Chievului. Rusia a anunțat duminică seară că trupele sale au înaintat în provincia Zaporojie. Germania nu va mai sta în cale dacă Polonia va trimite tancuri Leopard 2 de fabricație germană în Ucraina, a declarat duminică ministrul german de externe, Annalena Barboc, scrie The Guardian. într o interviu acordat televiziunii franceze, întrebată ce s-ar întâmpla dacă Polonia ar trimite tancuri Leopard 2 fără aprobare germanie, Barboc a răspuns. Declarată întrebarea nu a fost pusă, dar dacă ni s-ar fi adresat, nu am sta în cale. Am înțeles. Bine, ați spus că dacă polonezii le trimit tankurile, nu vă veți opune? A întrebat jurnalistul. Da, ați înțeles bine, a replicat ministrul german. În 11 luni de când Rusia a invadat Ucraina, războiul s-a soldat cu aproximativ 180.000 de morți și răniți în tabăra armatei ruse și cu peste 100.000 de morți și răniți în cea ucraineană. Fiind de asemenea au uciși circa 30.000 de civili, conform unei estimări comunicate duminică de șeful armatei norvegiene, care a avertizat că Rusia are în continuare capacitatea să continue mult timp acest război. Pierderile Rusia se apropie de 180.000 de soldați sau răniți, a afirmat șeful statului major al armatei norvegiene. În Într-un interviu a acordat postului TV2 fără a preciza sursa acestui bilanț. Pierderile ucrainene sunt probabil de peste 100.000 sau răniți, în plus Ucraina are circa 30.000 de civili care au murit în acest război sinistru, a adăugat generalul norvegian. Președintele Emmanuel Macron a declarat duminică după summitul cu cancelarul german Olaf Scholz că Franța nu exclude posibilitatea de a oferi Ucrainei tancuri grele Leclerc pentru a o ajuta în război cu Rusia, dar pentru aceasta trebuie îndeplinite anumite condiții ratează agențiile. I-am cerut ministrului Apărării să se ocupe de asta. Nimic nu este exclus, a spus Macron la o conferință de presă comună cu cancelarul Scholz după Consiliul de Ministrii franco-german care s-a desfășurat la Paris. El a enunțat însă trei condiții pentru aceasta și anume că trimiterea unor astfel de tancuri armate ucrainene să nu conducă la o escaladare a conflictului, soldații ucraineni să fie pregătiți să le folosească și să nu fie afectate capacitățile armatei franceze. O decizie asupra trimiterii de tancuri grele Ucrainei va fi coordonată împreună cu aliații, inclusiv cu Germania, în discuțiile ce vor continua în zilele și săptămânile următoare, a mai spus Macron. Trupele ruse înaintează în direcția a două localități din provincia Zaporojie, în sudul Ucrainei, unde luptele cu armata ucraineană s-au intensificat săptămâna aceasta, a declarat duminică un lider pro-rus în această provincie. Frontul este mobil în special în două direcții, Origov și Guliapole, afirmă Vladimir Rogov, un lider al autorității regionale de ocupație instalată de Rusia. Cele două orașe menționate de acesta, care aveau fiecare circa 15.000 de locuitori înainte de declanșării invaziei ruse, sunt situate la 65 de km și respectiv 100 de km sud-est de orașul Jozaporoje, capitala omonimă a provinciei și care se află sub controlul trupelor ucrainene. În raportul său public zilnic, Ministerul Rus al Apărării susține de asemenea că unitățile districtului militar est ocupă linii și poziții mai avantajoase în urma operațiilor ofensive în regiunea Zaporojie. În acest timp, Armata ucraineană menționa în propusul raport de același fel doar faptul că mai mult de 15 localități au fost vizate de artileria rusă în regiunea Zaporojie. Armata rusă anunțase sâmbătă că desfășoară operațiuni ofensive în această regiune, unde, potrivit liderului pro-rus menționat mai sus, intensitatea ostilităților a crescut puternic pe toată linia frontului. Spre deosebire de regiunea Donetsk, în Est și Herson în Sud, în Zaporoje, linia de contact între trupele ucrainene și cele ruse au rămas practic înghețate în ultimele luni fără să se înregistreze acolo lupte majore. În provincia estică Lungansk, Liderul ucrainean al administrației militare regionale Sergei Gaidai a declarat la televiziunea ucraineană că trupele chevului își mențin pozițiile, dar înaintarea este foarte dificilă, întrucât armata rusă a adus în zonă rezerve substanțiale de arme și echipamente și și-a creat acolo mai multe linii defensive. Cam atât a fost, dragii mei, și acest material. Voi ce credeți? A cucerit cineva Zaporozhe, Ucraina sau Rusia? Cine deține această regiune? Pentru că aparent părerile sunt total împărțite. Ucrainii spun că ei o dețin rușii, spun că au cucerit-o deja. Vă aștept răspunsul în comentarii. Nu uitați să vă abonați și venim cu noi informații.